Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, în parcul Alunelu din capitală au loc mai multe acțiuni de divertisment pentru copii și pentru adulți. Colega mea, Valeria Tăbârța, se află acum acolo și ne spune mai multe detalii. Valeria, bună seara! Te ascultăm! Care este atmosfera? Bună seara, Elena, bun găsit doamnelor și domnilor! Începând cu ora 16, aici, în parcul Alunelo, are loc un program variat de activități pentru copii, ateliere, dar și un concert. La acest eveniment sunt invitați refugiați din Ucraina, care sunt în Republica Moldova, dar și toți locuitorii capitalei pentru a sărbători Ziua Independenței țării vecine. Așadar, după cum puteți vedea, chiar aici a fost amenajată o zonă pentru copii unde își pot dezvolta abilitățile creative. La fel a fost organizată o altă zonă pentru competiții sportive. În această seară aici are loc și un concert în care vor evalua atât artiști din Ucraina, dar și din Republica Moldova.